Prima investiție de acest gen este la Ilen și este în fază de autorizație de construcție. Așadar, în curând, un parc fotovoltaic va fi construit la Ilen pe o suprafață de 6 hectare. În anii trecuți am reușit să atragem investitorii ăștia aici la noi. Sunt în lucru, de fapt, în faza de autorizație de construire se află parcul de la Ileni, care este un parc fotovoltaic pe 6 hectare, ce înseamnă o investiție de în jur de 6 milioane de euro. Acolo s-a emis autorizația de construire, dar din cauza legii certificatelor verzi, investiția trebuie să înceapă în 2013, dar va începe în 2014. Totuși, cel mai mare parc fotovoltaic din comună va fi construit în Toderița pe o suprafață de 70 de hectare, investiție ce se ridică la suma de 70 de milioane de euro. Parcul va avea o capacitate de 35 de megawați. În total vor fi montate peste 160.000 de panouri solare. De asemenea, în extravilanul satului Mândra va fi un parc ce produce energie verde. Mai avem în faza de pus și obținere de aprobări, de scoatere din circuitul agricol, cu avize, cu tot ce trebuie, pentru că este foarte, foarte complexă. La Toderița, un parc pe 70 de hectare, ceea ce înseamnă aproximativ 35 de megawați. O investiție în jur de 70 de milioane de euro, acolo va trebui să construiți o stație de 110. Și de asemenea mai avem la Mândra, pe o suprafață de 6 hectare, o firmă care tot în faza de pus și scoatere din circuitul agricol, dânsii înțeleg că vor începe investițiile în 2014-2015, acum depinde de lege. Pe lângă locurile de muncă ce vor fi înființate în comună, în visteria primăriei vor intra foarte mulți bani. Închipuiți-vă doar din autorizația de construire, când sunt sume imense, plus impozitele care se vor lua pe construcții în sine, plus banii care vor veni din salarii, cota ce revine primăriei, deci eu zic că e o sursă importantă de venit pentru primăria noastră. De altfel, în zona Făgărașului, anul trecut, o altă companie cu sediul în Sibiu a atras o investiție de 250 de milioane de euro din partea unei firme elvețiene pentru construcția a 4 parcuri fotovoltaice în comuna Ucea de Sus.